Și mai vine ostaș? Da, mai vine ostaș. Oleg, poate să-l mai aduna oamenii, poate să mai... A, poate, voi sperați să aduni. Poate să-l dau demisia, să-l spărie. Da, da, da. Lumea o reieșiu, poate mai mult. Am dormit eu în corturi la osată, îi dau mâna să dorm aici. Lasă! Da, da. Așa l-am eu promis, poate 200 lei pe zi și pe noapte și stau. Și la urmă când am demascat și hoții acolo să fășesc cu socialiștii și deu în cap tu ăsta, o să dai în cap și ala. Și la urmă am spus dreptatea la cameră că el trebuie, mi-a pișit consilierii lui, al lui Usatu de la Basarabeasca, mi-a pișit câte 200 lei pe noapte ca să-mi plătească la urmă și când m-am dus în piața mare adunări și am spus, deși Maia Sandu și cu Andrei Năstase o să-i cu Usatu și cu Dodon pe scenă, că ei pentru Europa, dar mă, deși s-o să-i cu rușă. Și atunci atât s-a început. M-a luat, m-a sechestrat, agenții lui Dodon, al lui Usatu, m-au dus pe strada București la un oficiu, eu nici nu știam de ce oficiu, m-au ținut, mi-au spus ce să grăiesc și s-a început tătă gălăgie. După asta eu am ieșit magarul magarilor în Moldova. A ieșit cel mai prost om, că am dat interviu în fața la Publica TV și am spus asta. Mi-au dictat ce să spun și la urmă eu am rămas cel mai vinovat. Dar asta e să vie de când și Dodon și Usatu îi plătiți de ruși. Ei sunt agenții rușilor. Usatu i-a venit până amuia cât a fost, dar deși îl candidează pe fratele lui Dumitru Deacov, primar la capitală. Și a fost procuror, sluga lui Plahatniuc. Apoi Usatu nu iese că e sluga lui Plahatniuc tot. Asta e proiectul lor. Da, Vasile, eu să stau, dar un cort, da, Vasile, Sinigoru are Costiuca cui sluși? Deși ne plătesc. Noi nu suntem, sunt oameni independenți, așa spune că... Eu ca atare mă cunosc cu Dumnezeu din Sadaclie. Eu cunosc. Nu costă nimic. Usatu-i plătit câte 200 de lei și Dodon plăti la agenții lui când au stat oamenii. Spune că agenții lui Usatu și al lui Dodon spune că plăteau câte 200 de lei pe noapte și pe zi. Vezi că omul nu crede că faci gratis. Fiecare are treaba lui să facă gratis, pentru că asta e... Să-l dăm jos pe trădătorul Moldovei, care ne vinde la ruși și la turci. Au venit turci și au făcut moscheia asta aici. Ștefan cel Mare a luptat. Moscheia asta e făcută de ruși, e reparat-o, da. A reparat-o rușii cu turci împreună, că el se laudă că e finanțat partidul lui Dodon, spune că e finanțat câte un milion de dolari pe lună. Dar poate deși... el zicea că e finanțat personal, nu partidul, nu? Nu, el a spus că e pentru partid, așa a vorbit. Da. Că l-a șantajat Plahatniuc de 600.000 de dolari pe lună să-i plătească. Da. Și el nu a vrut cu Plahatniuc să-i plătească. Au și cerșafuri, moi. Și ascultați, oameni buni. Trădătorii a să facă fix cum e în Donbass, cum e la Ucraina. Vor să dăie Giurgiuleștiul la ruși, trădătorii ăștia de socialiști, Râia Roșie, așa le mai spune. Și vor să dăie și Găgăuzia, și dacă mai dau și Găgăuzia și asta, cu, și așa, Pridnistrovia e la ruși. Vin deasupra noastră, la Găgăuș, vin Râia asta roșie, rușă. Suntem deodată, cum a spus el, federalizare și altceva, nimic n-ați fi în Moldova. Și asta e foarte incorrect. Dacă sunt și federalizare, oamenii care dețin pașapoarte români și care vor în Europa să ducă să călătorească, să ducă la lucru, n-ar să poată trece, pentru că la România spui hotar. Eu așa că știu. Hotar. Acum nu trebuie, de crezut, nu trebuie de crezut candidații de la Usatu și de la Dodon. Pentru că ciobanul e cel mai mare bandit, așa s-o poate cu... E complici cu și Maia Sandu și Andrei Năstase, îți complici cu guvernarea asta care s-a făcut împreună cu Dodon, deși s-au unit ei. Jos guvernul Sandu, jos! Curta de bandit, jos! Hai să vedem. Lumea lasă iasă la... Și corectează Vasile acolo. A scăpat o literă. Acolo! Aici, trădător! Mă, asta nu-i mare greșeală. Este o greșeală, da. Trădător! Oamenii s-au apropii, vorbim. Dragunii! Corect, 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 corect